Laurențiu Achimescu a declarat că există chiar riscul închiderii sălii sporturilor din cauza că există facturi pe care e posibil să nu reușească să le achite. O altă problemă concretă ar fi cu sala sporturilor. În sala sporturilor, după cum bine să știe, când se intră, se dă drumul la lumină, încep să se învârte toate și costurile cresc, se dă drumul la apă, de asemenea cresc costurile. Eu mi-am făcut datoria, i-am anunțat pe partenerii noștri, pe colaboratorii noștri, de situația în care ne găsim cu fondurile, o situație deloc roz, chiar foarte, cu niște culori, chiar foarte închise, și la o adică, dacă nu vom avea și nu vom avea posibilitatea, decât să se adâncească gaura financiară, cred că una dintre măsurile extreme ar fi cea cu lacătul pe ușă, între ghilimele lacăt. Nu vom mai avea posibilitatea să plătim, de fapt lacătul nu-l va pune Achimescu sau direcția de sport, ci furnizorii de electricitate, de apă, ale căror facturi, dacă nu vom reuși să le acoperim, vă dați seama că se va merge până la tăierea, decuplarea de la aceste servicii. Laurențiu Achimescu își dorește ca până la începerea campionatului aceste probleme să se rezolve și BCM să joace la Pitești în cupele europene. N-aș vrea să se ajungă și nu cred că se va ajunge până acolo. Noi am încercat să facem tot posibilul, când spun noi, mă refer pe de o parte la direcția pentru sport și tineret, prin relațiile pe care le avem, să rezolvăm chestiunile tehnice care țin de sală, pentru că fiind vorba de o competiție europeană, cerințele sunt mai mari, iar pe de altă parte am încercat să cointeresăm și clubul respectiv și liceul cu program sportiv și primăria municipiului ca să facem ordine în aceste probleme. Ce se va întâmpla până la urmă rămâne de văzut. Cert este că și la acțiunile sportive fondurile sunt acum zero, ne-a declarat directorul executiv al DJST Argeș.